Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la primăria Târgu Jiu a devenit o misiune imposibilă. În opinia primarului Marcel Romanescu, este nevoie urgentă ca de la Consiliul Județean Gorj să fie alocate fonduri suplimentare pentru acoperirea unor goluri prezente la anumite capitole din bugetul pe acest an. Primarul din Târgu Jiu a precizat că municipalitatea a rămas fără o parte din fonduri după ce au fost modificați indicatorii la lucrările de modernizare a infrastructurii scoase la licitație. Firmele au fost nevoite să majoreze costurile cu manopera și nu se mai încadrau în bugetele inițiale anunțate pentru lucrări. Romanescu susține că în momentul de față sunt bani pentru a se funcționa doar până în jurul datei de 1 septembrie. Să vedem ce se întâmplă la Consiliul Județean. Eu sper ca astăzi, sper, pentru mine deja orice zi de amânare înseamnă o problemă. Sper ca cei de la Consiliul Județean să ne repartizeze acele sume care mai sunt de repartizat și, trimise de către bugetul de stat către Consiliul Județean. Sunt, din ce știu eu, vreo 240 de miliarde pe care Consiliul Județean, prin hotărâre de Consiliu, ar trebui să ni le repartizeze unităților administrativ-teritoriale. Am avut o discuție cu Cosmin Popescu, cu președintele Consiliului Județean și i-am solicitat sprijinul. Avem o problemă la Târgu Jiu, o mare, mare problemă. În condițiile în care nu vom primi aceste repartiții de la Consiliul Județean, bugetul nu ne asigură funcționare decât până la maxim 1 septembrie. Edilul a precizat că se va afla în situația ca din septembrie să pună lacătul pe ușa primăriei. Bugetul este foarte mic și nici măcar nu a fost aprobat. Primarul a spus că va fi nevoit să reducă drastic anumite cheltuieli cu investițiile. Prioritate vor avea proiectele cu finanțare europeană și asigurarea cofinanțărilor la proiectele respective, în detrimentul unor investiții de la bugetul local. Mai este nevoie de lucrările în execuție sau deja licitate, pentru care trebuie să fie asigurate în mod obligatoriu banii. Nu se mai poate renunța la investițiile respective. Din păcate, lucrările la canalizarea din Drăgoieni sunt blocate în momentul de față din cauza constructorului. Lucrările merg foarte greu, deși termenul de finalizare este jumătatea anului. Este o mare problemă determinată, în primul rând, de acea ordonanță 114. Pentru că am fost obligați să reactualizăm toți indicatorii la lucrările în derulare sau care se vor scoate la licitație. A fost un efort bugetar foarte mare pentru primăria municipiului Târgu Jiu și fără o compensație venită de la bugetul de stat prin Consiliul Județean, nu vom putea face față. Primăria Târgu Jiu e în momentul de față în situația ca la 1 septembrie să pună lacătul pe ușe, pentru că n-ai cum să funcționezi. Nu poți să funcționezi cu un buget limitat 12 luni, indiferent cum ne-ai împărți. Pentru că nu mă mai gândesc în acest moment, cel puțin pe bugetul care l-am astăzi la dispoziție, să demarez nu știu ce mari investiții. Mă gândesc în primul rând să asigur cofinanțarea pentru proiectele europene, acolo nu ne putem juca. Și eu nu o să fac niciodată, nu o să stau să analizez dacă trebuie sau nu trebuie să cofinanțeze acele proiecte. Ba da, atât din cât partea de cofinanțare este de doar 2%, nici nu mă gândesc. Pe partea cealaltă sunt lucrările în execuție, licitate, care se vor realiza. Vorbim de străzile din Iezureni, sunt licitate. Vorbim de acea canalizare din Debarcaderi, este licitate. Vorbim de străzile din Narciselor, care la fel, în procedură de licitație. Vorbim de cele trei obiective, Calea Eroilor, Tudor Vladimirescu și Spirul Haret. Nu mă mai pot întoarce, mai ales că sunt bani veniți pe PNDL. Vorbim de lucrarea din Drăgoieni, care nu se mai finalizează. Pentru că avem un constructor, așa cum sunt o parte dintre constructorii care câștigă licitații și care nu mai finalizează acea lucrare. Are până la cred că jumătatea acestui an are termen de finalizare a lucrării. Marcel Romanescu a cerut conducerii Consiliului Județean Gorj să repartizeze fonduri în raport cu numărul de locuitori din fiecare unitate administrativ-teritorială. În municipiul Târgu Jiu sunt asigurate servicii și investiții pentru ceilalți locuitori ai județului. Mulți gorjeni vin zilnic la Târgu Jiu pentru a rezolva diferite probleme și au nevoie de o infrastructură decentă, potrivit lui Romanescu. L-am rugat pe Cosmin Popescu și cred că nu i-am solicitat prea mult să facă acea repartiție în funcție de numărul de locuitori. Este totuși un criteriu corect. Acolo nu discutăm de subiectivism. Dom'le, avem cât avem un număr de populație la nivelul județului Gorj, eu nu-mi doresc altceva, deși nu mi-asigură funcționarea până la sfârșitul anului, să-mi repartizeze doar proporțional cu numărul de cetățeni pe care are municipiul Târgu Jiu. Nu vă mai spun, așa cum se întâmplă peste tot, că, până la urmă, municipiile reședință de județ și orașele trebuie să asigure servicii și pentru cetățenii care vin din județ. Sunt foarte puțini cetățeni care pleacă din Târgu Jiu și se duc la Stejar, la, nu știu unde să vă mai, la Crușeț.
Dar sunt cetățeni care vin în Târgu Jiu pentru că, na, e un pol de atracție. Târgu Jiu pentru județul Gorj este cel mai important, cea mai importantă localitate. Și pentru acei oameni trebuie să asiguri străzi, și pentru acei oameni trebuie să asiguri canalizări, și pentru acei oameni trebuie să asiguri un transport eficient.